Bună seara, sunt Suada Carcuchi și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Un bărbat a murit, iar o tânără a fost grav rănită și transportată la spitalul din Edineț după ce mașina în care se aflau s-a izbit într-un copac și s-a răsturnat. Debobotează pe stil vechi, sute de oameni s-au îmbrâncit și s-au călcat în picioare la catedrală ca să ia gheazmă. La slujba de dimineață a venit și Igor Dodon. Constantin Zuțu are o casă de aproape 3 milioane de lei, iar funcția de deputat i-a dus în ultimii 2 ani un salariu de peste 300 de mii de lei. Datele se conțin în declarația sa de avere publicată de CEC. Un accident teribil s-a produs în orașul Cupcin din raionul Edineț. Un bărbat a fost găsit fără suflare, iar o tânără transportată în stare gravă la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un copac și s-a răsturnat. Potrivit polițiștilor alertați în această dimineață, corpul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit la 30 de metri distanță de automobilul făcut zob. Identitatea victimelor, dar și circumstanțele producerii accidentului vor fi stabilite de oamenii legii. Debobotează pe stil vechi la Catedrala Mitropolitană a fost mare îmbulzeală. Sute de credincioși au mers să ia gheazmă. Unii însă se pare că au uitat de cele sfinte și s-au luat la ceartă. După ce a fost sfințită apa, au răsunat focuri de armă care i-au făcut pe unii să tresară. Apoi credincioșii au fost stropiți cu aghiazmă. Iar în câteva minute, mulțimea a dat buzna peste robinetele din care curgea apa. Oamenii s-au îmbulzit și s-au luat la ceartă. Cursa gheazmă jos. Sunt fiind ele în leu. Da. N-au soviți și n-au rușine deloc. Doamne, iartă-mă, Doamne. Doi bărbați au încercat să potolească spiritele, dar pentru că gălăgia continua, distribuirea apei sfințite a fost sistată pentru puțin. Păi, oameni, cum vă urmă, dacă și vă dați înapoi, uleacă. Unde ați venit, de la biserică sau la cauz? Dați-vă în părere, la napor mai tare. Eu așa dau, dați-vă în colgură frumos. Apa noastră dă-i drumul până facem rând. Eu vă rog foarte mult. Ei, n-ați văzut nevoastră ce arte. Pentru toți, cam se îmbulzesc. Înghețat. Cozele au fost lungi, așa că era nevoie și de multă răbdare. Aștept până soară ca trebuia. Mm-hmm. Ultima să mă duc, nu mă credeți nicăieri. Dar ce vreți să faceți cu ea? Da, soția. În loc de vin. În loc de vin. Dar faci neva pomană să-mi dai, dar eu știu, nu știu. Cu 10 litri. Eu adăug, eu știu că trebuie pui câte o lecuțică dimineața, o linguriță de ceai și mai o adăug. Eu am venit cu o familie mare, 3 sticle. Ce o să faceți cu această apă? A să beau și a să trochesc prin casă. E sfințită de metropolit de asta și... Și cred că e mai bine. Toată e de sfințită de Dumnezeu, dar oricum... Persoană care se roagă în toată ziua pentru noi. Am înghețat. Dar vrei să iei apă de aici, da? Cu bunel. Odată ce și-au văzut sticlele pline, unii au răsuflat ușurați. Trebuie să luați apă. Da. Ce veți face cu ea? Stropim acasă, pe la animale, strimitem la țară, stropească, care nu au posibilitatea să vie aici, asta e socoate, o aghiazmă, cei mai sfânt, cei mai puternică. La catedrală au venit și comercianții de busuioc și sticle, care spun că fac astfel un ban. Să-l vând. Îl vindeți? Da. Cumpărat? Cât îl vindeți? 60. Da, poftim. Da. Da, bun. Pentru sfințit în casă, pentru botezuri busuiocul. Și cât costă? 5 și 10. Vindeți tot astăzi? Cât îți dai Dumnezeu, cât nu la piață să-l vindem. Așa spune și cu sticle, da? De plastic. Cât costă o sticlă? 2 lei, 5 lei. Înainte de a lua aghiazma, oamenii au asistat la liturghie. Prezent a fost și președintele Igor Dodon, care a intrat în altar și a discutat cu mitropolitul. Noi păstrăm în casă și obișnuim la sărbători și nu doar la sărbători, sâmbătă, duminică, dimineața, înainte de mâncare, puțină apă să servim. Ia dumneavoastră cum de n-a venit astăzi aici? A rămas copilașe. L-a scăldat, cum obișnuiți în fiecare an? Da, la sigur. Ați pregătit și un halat anul ăsta?
mi-e fric pentru halat, eu cred că un cojoc a noastră mai bine. Mai târziu, așa cum face tradițional, Igor Dodon a postat pe pagina sa de Facebook un filmuleț de câteva secunde din care se vede cum s-a scufundat în apa rece. Boboteaza reprezintă botezul lui Isus în apa Iordanului și în același timp marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă pentru ortodoxi. Mâine, aproape 120.000 de moldoveni care poartă numele Ion își sărbătoresc ziua numelui. Transformă cănile în adevărate obiecte de artă folosind imaginația, răbdarea și argila polimerică. Este pasiunea unei tinere din Anenii Noi care, pe lângă plăcere, îi aduce și venit. E foarte ușor de modelat. Este ca plastilina. Mă inspiră de pe internet mai mult. Compozițiile florale sunt preferatele mele. Cristina are în colecția sa peste 100 de căni decorate, dar și bijuterii neobișnuite. Vedeți creațiile ei în jurnal. Tragedie într-o familie din satul Mitocorhei, un băiat de 9 ani a murit în timp ce se afla cu tatăl său la moară. Potrivit poliției, copilul s-a uitat într-un aparat de fărâmițare, iar în acel moment fularul i-a fost tras în interior. Micuțul a fost strangulat și a murit pe loc. Totul s-a întâmplat ieri. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. Constantin Țuțu are un Mercedes de 80.000 de euro, o casă de aproape 3 milioane de lei, iar în ultimii 2 ani a ridicat un salariu de 300.000 de lei. Contra candidatul democratului pe circumscripția numărul 33, Andrei Nastas, trăiește într-o casă de 1 milion și jumătate de lei, dar nu are nicio mașină. Asta se arată în declarațiile lor de avere publicate de CEC. În ultimii 2 ani, Constantin Țuțu a primit peste 300.000 de lei din salariul de deputat. Acesta a mai obținut 20.000 de lei și 80.000 de euro din vânzarea a 2 mașini de marca Mercedes. Din donații, Țuțu a încasat 15.000 de euro, iar din indemnizații de la Parlament, peste 133.000 de lei. Democratul deține o casă de aproape 3 milioane de lei, un teren intravilan de peste 50.000 de lei, iar în 2017 acesta și-a cumpărat un Mercedes-Benz de 80.000 de euro. Și Andrei Nastas, contracandidatul lui Țuțu pe circumscripția numărul 33, trăiește pe picior larg. În ultimii 2 ani, acesta a primit un salariu de peste jumătate de milion de lei, muncind la 5 instituții. Iar la nunta pe care a jucat-o, Nastas menționează că a obținut aproape 45.000 de euro. În declarația de avere a lui Nastas, scrie că acesta are o casă de peste 1 milion și jumătate de lei. El deține și un teren de aproape 350.000 de lei. Andrei Nastas și Constantin Țuțu vor candida pe circumscripția care cuprinde localitățile Sângera, Băcioi, Durlești, Trușeni și Codru. Acolo s-au mai înscris și liderul PPDA, Andrei Năstase, socialistul Vladimir Roșca, membrul partidului nostru Ion Duca, fiul lui Grigore Vieru, Călin Vieru, membrul partidului Șor, Ion Bivol, dar și directorul liceului Gheorghe Asachi, Boris Volosatăi. Minivacanțele oferite de guvern pot fi transformate în adevărate concedii. Trebuie doar să vă mai luați câteva zile libere pe lângă cele nelucrătoare și vă puteți organiza vacanțe în toată legea. Faceți calculul de pe acum și plănuiți-vă rațional tot anul. De restul au grijă agențiile de turism care vin cu oferte. Sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai poate fi perioada perfectă pentru o vacanță prelungită de Paști, arată un calcul făcut de portalul Bizlou. Între 27 aprilie și 12 mai, din totalul de 16 zile, doar 4 vor fi lucrătoare. Asta pentru că pe 28 aprilie este sărbătorit Paștele. Prin urmare, și 29 aprilie va fi zi liberă, iar 30 aprilie, conform deciziei guvernului, va fi recuperată pe 13 aprilie. Totodată, ziua de 1 mai este nelucrătoare, conform normelor codului muncii. Astfel, în săptămâna dintre Paște și Paștele Blajinilor, doar 2 zile vor fi lucrătoare, 2 și 3 mai. Următoarea săptămână începe din nou cu ziua de luni liberă și se încheie cu o mini-vacanță de joi până duminică inclusiv. Astfel, și de această dată se va lucra doar 2 zile, 7 și 8 mai. În concluzie, vă odihniți mai mult de 2 săptămâni, cerând de la angajator doar 4 zile libere. La sfârșitul lui august vă puteți delecta cu o altă vacanță luată în condiții avantajoase. Executivul anunță că 26 august este zi liberă cu recuperare. Prin urmare, în perioada 24 august-1 septembrie, din totalul de 9 zile, doar în 3 din ele va trebui să mergeți la muncă, pe 28, 29 și 30 august. Rezonabil ar fi să vă luați 3 zile libere și să vă organizați o vacanță de 9 zile pline cu soare. Așadar, puteți de pe acum să vă planificați timpul liber în care să vizitați locuri turistice.
De exemplu, cu 289 de euro de persoană puteți pleca pentru 5 zile la Barcelona, cazându-vă într-un hotel de 3 stele și beneficiați de bilete Avia, asigurare medicală și mic dejun inclus. Se achită adăugător transferul de la aeroport la hotel și invers, plus minus 60 euro, tur-retur. Pentru două persoane zise, dar pentru o persoană este undeva 30. Amsterdam poate fi vizitat cu 300 de euro, cazându-vă la un hotel de 4 stele timp de 4 zile, iar Riga cu 250 de euro de persoană. Putem să le oferim și excursii turiștilor în Italia, 7 nopți, 8 zile. Cele mai importante orașe din Italia. Turul vă costă 250 de euro fără bilete de avion. Sfârșitul de vară îl puteți petrece în Bulgaria cu 200 de euro pentru un pachet all-inclusiv sau în Turcia cu 350 de euro. Până atunci, în martie, vă mai așteaptă o vacanță de 3 zile, 8-10 martie. În octombrie, orășenii vor mai avea alte 3 zile nelucrătoare pentru că ziua orașului cade într-o zi de luni. La sfârșitul lui 2019 puteți să vă bucurați de 5 zile libere la rând, folosind doar 2 zile de concediu. Crăciunul pe stil nou este într-o miercure, așa că între 21-25 decembrie, 2 zile vor fi lucrătoare și atât. Lucrările de reparație în 8 din cele 10 apartamente afectate de explozia din blocul de la Râșcani s-au încheiat. Autoritățile au înmânat locatarilor cheile de la locuințe. În două dintre apartamente se pun la punct ultimele detalii. Chiar și așa, oamenii spun că nu vor putea reveni în curând acasă pentru că locuințele nu sunt mobilate, iar bani pentru asta nu au. Nici nu a curtează octavă, că el a avut drum de pe 16, pe jos, fără ascensor, cu mâinile. Și astăzi, slava Domnului, a fost instalat ascensor. Apartamentul Ludmilei Gonciar este chiar lângă cel în care s-a produs explozia. După deflagrație, ușa de la intrare și doi dintre pereți au fost distruși, iar mobila și cada făcute bucăți. A răsuflat ușurată când a început să-și mute lucrurile din nou în apartament după încheierea reparației. Vedeți, totul este nou și deja două uși de lemn. Nu de lemn, de șpon, este nou și restul cât de cât de doamne străiesc eu. Iată, era puse tapete noi, reparație, vedeți ce avem. Clar, noi putem dori foarte mult, dar deocamdată avem ce avem. În tot acest timp, femeia spune că a stat cu chirie sau la Spitalul Sfânta Trăime. Într-o săptămână speră că va reuși să-și amenajeze apartamentul. Am treu fără nimic, dar bucătărie este. De bucătărie trebuie să strâng și restul cam canapele de schimbat, totul de schimbat. După ce au fost anunțați că lucrările de reparație s-au încheiat, proprietarii au venit să vadă cum arată acestea și de ce mai este nevoie. Nu zdeole, все хорошо. Доволен. Замканету, там нету, там нету. Ну, по мелочам все будет. Totuși, cei care au rămas după deflagrație cu apartamentele grav afectate spun că nu se vor putea întoarce în curând acasă, așa cum nu au bani ca să-și cumpere mobilier necesar. Totul ce a fost în apartament a căzut jos în gol. Nu este absolut nimic. În afară de uși nu este nimic. Nu scodiți de trai. Cel mai important este problema financiară, că totuși soțul închirează apartament, el tot ce câștigă, el cheltuie pe chirie. Tot ce au avut și au economisit a fost în apartament și totul a căzut. Такие квартиры, вот как 453, 447, 435, которые полностью пустые. Două apartamente, cel în care s-a produs explozia și încă unul vor fi dat în exploatare la mijlocul săptămânii viitoare. Vinim în ajutor pe gustul lor să selecteze aceleași tapete, aceleași pardosele și așa mai departe. Administrația publică locală au spus să mergem pe un segment mediu, segmentul mediu, un rulon de tapete să nu depășească 280-300 de lei, un metru pătrat de pardosea să nu depășească 200 de lei, dar după cum vedeți, materialele sunt destul de calitative. În scara a început să funcționeze și un nou ascensor. Autoritățile au mânat locatarilor cheile de la apartamente, spunând că oamenii nu au fost puși la cheltuială pentru reparație. Ceva care nu se încadra în bugetul care era preconizat pentru aceste lucrări. Dar au fost de aceștia care pare că nu. În acest bloc, la primăvară, când se face cald, vom face amenajarea complexă a teritoriului prin prejur, va fi necesar să schimbăm și ascensorul mic. Cheltuielile pentru reparația blocului și apartamentelor se ridică la 13 milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Explozia devastatoare de la Râșcani s-a produs la începutul lunii octombrie, destrugând apartamentele de la 4 etaje. 5 persoane, printre care și un copil, au murit.
Cu puțină răbdare și imaginație, o tânără din Țânțărenea, Neninoi, transformă cănile în adevărate obiecte de artă. Ea modelează argila polimerică, așa încât aceasta ajunge să reprezinte flori sau păpuși. Femeia a început totul din curiozitate, iar acum își dorește să deschidă o afacere. Este un an de când Cristina Dobândă își pune imaginația în decorațiuni și bijuterii, de culori cănilor albe, așa încât pe ele să apară flori sau păpuși. Această idee a fost o dorință încă de pe vremea studenției. Îmi plăceau foarte mult bijuteriile handmade, și anume cele din argilă polimerică. Iar la un moment dat am zis, de ce să nu încerc și eu? Abia în concediul de maternitate a reușit să-și vadă visul împlinit. A început din curiozitate, dar a devenit cea mai importantă ocupație. Încerc să lucrez în fiecare zi la aceasta. Sunt inspirată, motivată și au apărut și multe comenzi. Pentru a realiza un astfel de ornament e nevoie doar de răbdare și o bucată de argilă, spune Cristina. E foarte ușor de modelat. Este ca plastilina. Mă inspiră de pe internet mai mult. Compozițiile florale sunt preferatele mele. Numără mai mult de 100 de căni decorate cu argilă polimerică, iar pe lângă ele mai confecționează și bijuterii. Butoniere și cocardă. Aici sunt primii cerceluși de floarea soarelui care am făcut după un material. Sigur că acum își facem pic altfel. Despre frumoasele lucrări au auzit și moldovenii stabiliți peste hotare, iar ca să facă un ban în plus, acceptă comenzi pe care le execută în doar câteva ore. Am avut foarte multe solicitări și în România, și în Irlanda, și în America. Cristina își dorește o bună parte din timp muncii și mai are un vis, să transforme pasiunea în afacere. Puțin 21 de persoane au murit, iar peste 70 au fost rănite după ce o conductă de carburant a explodat noaptea trecută în Mexic. Oamenii au făcut o gaură în țavă pentru a fura benzină, spun autoritățile, iar la un moment dat aceasta a sărit în aer. Din imaginile surprinse de martori se văd flăcări imense și se aud oameni care strigă după ajutor. Deflagrația s-a produs în apropierea unei rafinării la nord de capitala mexicană. Explozia, urmată de un puternic incendiu, a făcut 10 de victime. Serviciile de urgență au găsit cel puțin 21 de cadavre carbonizate la fața locului. Totodată, peste 70 de persoane au fost rănite, unele suferind arsuri grave. Din imaginile apărute în presa străină se vede că încă de cu zi numeroși localnici se îndreptau cu diferite recipiente în mâini spre conducta spartă. Deocamdată nu este clar cum anume a fost spartă conducta și cine se face vinovat. Președintele mexican a lansat o campanie împotriva furturilor de carburant, care au provocat anul trecut, potrivit estimărilor guvernului, pagube de peste 3 miliarde de dolari. 5 oameni au murit, iar alți 5 sunt dați dispăruți după ce o avalanșă a lovit camionul în care se aflau aceștia și care se deplasa pe o șosea din Cașmir. După incidentul produs într-o zonă militarizată din munții Himalaya, armata a început operațiunile de căutare și salvare. Soldații folosesc echipament specializat, fiind ajutați și de când de serviciu. Provincia Cașmir, situată între India și Pakistan, a fost împărțită între cele două țări care s-au luptat pentru acest teritoriu în două războaie. Câțiva scafandri au avut o întâlnire neașteptată, dar pașnică, cu un rechin uriaș, cel mai mare văzut vreodată în largul insulelor Hawaii. Aceștia filmau rechin dintr-o specie comună, care se hrăneau din rămășițele unei balene moarte, când a apărut creatura gigantică de 6 metri. Te trec fiorii doar dacă privești aceste imagini, scafandrii alături de unul dintre cei mai mari rechini filmați vreodată. Ce au simțit însă cei care au fost atât de aproape de uriașul adâncurilor? I still can't believe it, and it's not confirmed that it is deep blue, but she really looks it. She looks the part right now. Acest tânăr cercetător la rezervația marină din Hawaii a anotat împreună cu logodnica lui alături de Marele Alb, iar apoi cei doi au publicat imaginile pe internet, spunând că rechinii nu trebuie considerați bestii înfricoșătoare, ci trebuie protejați și că oamenii pot coexista pașnic cu ei. There's not a lot of sympathy for sharks because of the way they're portrayed in media and they don't have the cute cuddly appearance. So I'm in this split where I'm trying to share
images that show that we can peacefully coexist. Tânăra spune că avem nevoie de rechini pentru ecosisteme marine sănătoase. Desigur, asta nu înseamnă că oamenii se pot aventura într-un mod nechipzuit, ignorând pericolul în apele în care înoată acești giganți, mai ales dacă acolo există sursele lor de hrană, de exemplu, leșul unei balene. Uriașul filmat în largul insulelor Hawaii ar putea fi o creatură marină aproape legendară, numită Deep Blue, un rechin femelă din specia Marele Alb, în vârstă de aproximativ 50 de ani, de 6 metri și cântărind cam 2 tone și jumătate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă aștept și la jurnalul de la ora 20. Pe curând!